Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa, bine vedem, prietene noștri, stată foarte tare. Începem. Știi ce vreau să fac astăzi? Vreau să citești o problemă. Să citești. Aici. Tu să citești, să o înțelegi. Da. Tu să faci tu toată povestea. Ești tu. 24. Exact. Da? Citește cu foarte multă. Prefer să nu scrii, ca doar să-i dictez tu, domn profesor. Și să gândim problema, să o judecăm. La un spectacol de circ au participat 321 de persoane, dintre care 202 au... Stop, că nu așa face o problemă. Deci, ai și căițelul deschis, ai și asta și... Nu. Tu ești responsabil astăzi, conduci până de ședința. Vreau să înțelegi. Hai, te rog frumos. Deci citește și... La un spectacol de circ au participat 321 de persoane. Stop! 321. Deci, prima problemă este să notăm 321 persoane. Așa, persoane, atât au plecat, au participat la spectacol. Mai departe. Dintre care 202 au fost copii. Deci, facem o acoladă și spunem de aici, punem așa, o săgeată, și spunem că 202 sunt copii. Deci, dintre ei, da. Dintre ei, 202 sunt copii. Da, bun. Mai departe. Și copii. 83 au fost părinți, iar restul... Stop! 83 părinți! Și notăm! 83 părinți. Participanți, toți la un loc sunt 321. Iar restul bunici. Așa. Cum scriem acum? Semnul întrebări, că nu știm. Bunici. Așa, bunici. Da. Câți bunici au fost la circ? Rezolvă problema în două moduri. Foarte tare. În două metode. Două metode. A, adică poți să mut 83 la copii și 202 la părinți. Nu. Astea sunt așa. Ăștia sunt. Deci, hai să citim încă o dată problema. Deci în total. La un spectacol de circ au participat 321 de persoane. Stop, la un loc. Da. 202 au fost copii. 83 au fost părinți. Iar restul bunici. Stop. Restul bunici. Restul. Cum aflăm bunici ca să le treabă pe bunici? 202. Ce faci, da? 202. Da. Plus 83. Atunci copiii și... Da. Deci prima metodă, prima idee a ta este să adunăm pe 202. Deci aflăm, scrim așa în cuvinte, aflăm, prima etapă. Aflăm câți copii și părinți sunt la un loc. Aflăm câți. 285. Așa scrim. Aflăm câți copii și bunici și părinți sunt la un loc. Adică împreună, da? Da. Asta da. Și acum scriem. Da? Da, ce faci tu asta? Deci noi trebuie să și scriem ce urmărim în clipa asta. Deci ce zicem? 202. Ai zis, vorbește cu o dumă. 202 plus 83 da. Egal 285. Egal cu 285. Asta a fost prima etapă. A doua etapă. Ce facem în al doilea? A doua etapă. 321. Adică ce aflăm? Bunicii. Aflăm bunicii, sigur că din total o persoană o scădem câți au fost împreună părinți și copii, da? Da. Deci aflăm, spunem așa, aflăm câți bunici au fost. Adică din totalul persoanelor, din 321, scădem pe, ai spus tu bine, 285. Și este egal cu...
Da. Asta trebuie să avem răbdare, să mergem în ritmul care poate el. Noi nu grăbim, nu cantitatea ne interesează, ci calitatea și cum gândește. Da? 1 minus 5 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 5, 5 cu 1, 6. Perfect. 1 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm. Îl despărțim pe... Asta nu mai e 10 minus. 10 același. 10 minus 8. 888. Egal cu 2. Și cu 2. Și cu 1. Plus cât a rămas aici. Plus... 1. 1 a rămas. Te-am împrumutat data trecută. N-am putut 5. Plus 1. Deci 2 și 1 egal cu 3. 3. Și 200 minus 200, 36. Deci rămân 36 bunici. 36 sunt bunici. Asta a fost o metodă, da? O modalitate de rezolvare. Prima metodă, metoda 1. Deci, metoda 1, în care ai fost tu foarte tare atent și ai adunat câți au fost copii și părinți la un loc, ai scăzut din total și ai fost foarte bine. Ți-a ieșit 36 bunici. O altă idee. Aici cât am făcut două operații, nu? Da. Deci eu ieși foarte repede ideea asta. Cum adică poți să fac dintr-o operație tot? Asta vrem să vedem. Cum? Punem o paranteză. Metoda 3. Metoda 2. 2. A doua, da? Așa. Mi-a scris să te vă spun. Hai, te rog. În paranteză. Cum? 202 plus 83. Nu. Ai făcut asta. Ai făcut-o altfel. 285. Nu, cum ai dat să știi 285? Nu știi pe 285. A rezultat ca urmare a faptul că ai adunat pe cei doi. 202 plus 83 și închidem paranteza. Da. Minus. Păi, cum minus? O plus. 321 plus... Nu, ești atent. Deci, practic, noi trebuie să scădem din toate... Ideea este aceeași. Din toate persoanele care stau acolo să scădem. Bunici, să scădem pe copii și pe părinți. Deci, hai să schimbăm operația asta. Deci, din 321. În paranteză, 202. Metoda 1. Nu te văd. Lasă-o deoparte. Metoda... Care? 1. 2. Da? Metoda 2. Ce am făcut aici? Care este ideea pentru a afla? Din 321 scădem minus 202 și pe urmă iar minus și iar minus 83. Nu așa? Ca să aflăm bunicii. Da. Trebuie să dăm deoparte și pe copii, da? Și pe copii și pe părinți. Și acum egal. Tu ai făcut o variantă în care i-ai adunat pe cei doi, dar varianta a doua acum este să scădem întâi din 321 pe 202 și ce ne dă, pe urmă să scădem pe 203. Scădem la din tot 30 și... Este a doua metodă. Facem în, cum să spun, nu ideea aceea foarte deșteaptă în care adunăm pe ăștia doi. Ca să ne... Pe rând, așa cum apare la rând de acolo. Deci, cum spune de desubt? 321 scăzut mai întâi 202 egal cu 321 minus 1 minus 2 se poate împrumutăm. Da. 10 minus 2, 8 și cu 1 9. 1 minus 0, 1. 3 minus 2, 1. 119. Deci eu am rămas în urmă, nu te-am făcut urmări. Hai iau din nou. Deci 1 minus 2 nu se poate. 1 minus 2 nu se poate. Ne împrumutăm. 10 minus 2, 8 și cu 1, 9. Așa. Bun. 1 minus 0, 1. 1, corect. 3 minus 2, 1. 3 minus 2, 1. Gata. Deci, da. După ce am dat copiii deoparte, au rămas aici împreună părinți și bunici. Deci ei sunt împreună părinți plus bunici. Plus bunici. Gata. S-a scris operat. Și ca să ne rămână acum, ca să ne rămână numai bunicii... 119. Așa, de desubt. Minus 83. 19, minus 83, adică
din totalul părinți și bunici, scădem pe, pe părinți. Da? Numărul nostru nu se poate, cum? 1 minus 3, 6. 1 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 8, 12, 1, 3. 36? Corect. Corect. Bunici. 36 bunici. Asta cu bunicul, acolo, 13. Deci, atenție, Mario. Aici am fost invitat să facem problema în două moduri. Un prim mod a fost să adunăm cei care sunt copiii și părinții la un loc și vom scădem din total și iată noi și rapid 36. Iar o altă metodă a fost aceea să scădem în ordinea în care apar ei. Adică să, din 321 scădem mai întâi pe copii și ne-a dat cât 119 minus cine îi la rând 83 și care mă duce toți pe 36. Deci e vorba de a face această operație care înseamnă miezul probleme în două moduri. Un prim mod a fost acela să le adunăm pe cei care sunt cu minus și scădem din total. Uite așa am făcut, ne-am adunat și am scăzut din total și le-am dat 36. Iar un al doilea mod a fost acela să aflăm, să o facem în ordinea în care apare operații. Deci problema a fost transcrisă așa. Deci tot ce a spus autorul a semnat să facem chestia așa. Deci adică restul acela din care reprezintă bunicii urma să fie ca urmare a calculului acesta pe care adică avea să facem. Adică el a scris invers și după aia a vrut să facă adică enunțările. Și cum a formulat problema. Da, cum a formulat problema. Și a văzut 202 plus 83. Asta că știi tu, șmecherii. De 285. Și el vrea să vadă dacă numărăm 25 plus încă ceva, plus 20, nu, plus 21, vedem că ne dă bunicii. Deci, atenție, Mario. În clipa în care am citit problema, deci când o citim, noi trebuie să înțelegem conținutul și să vedem ce ne dă autorul și ce ne cere. Deci el ne-a dat 321 de persoane. Din acestea, zice, sunt 202, dar 321 la un loc sunt copii, părinți și bunici. Deci la un loc. Da. Ne indică câți copii avem 202, ne mai indică și 83 că sunt părinții și zice, aflați bunicii, dar prin două moduri se face calculul. Ei bine, dacă nu ne cerea prin două moduri, nu conta. N-avea importanță, ori prin prima, ori prin a doua facem. Pe prima era mai ușor. Categoric. Da, categoric așa ai simțit-o, că ți era clar dacă ăștia sunt cei care trebuie dați deoparte. Prima de copii. Așa, dar tot atât de bine și ordinea cealaltă, pentru că ne-a zis să o faceți în două moduri. Da? Mai insist un pic aici, dar Mario. Da. Deci tu trebuie să înțelegi așa când citești o problemă. O citești rar, atent. Ce ai citit o primă parte, te oprești, te oprești, notezi. Așa se face, așa trebuie înțeleasă problema. Din ei am scăzut pe 202, când mai scădem și pe 83. Și ce va da, va fi, tocmai va reprezenta bunicilor, da? Câți bunici sunt acolo. E bine, asta opera, ăsta e miezul problemei. Dintre care ăștia sunt copii, da? Copii, ăștia au fost părinții și din asta, dându-i o parte, am găsit bunici. Hai să vedem, citești din nou alte probleme. Da. Bunicul a cules 40 de legume din grădină. Stop. 40 de legume din grădină. Scrie. Deci 40 legume. Bun. Roșii, Andrei și castraveți, dacă... Nu, păi citim că nu înțeleg nimic. Bunica a cules 40 de legume din grădină. Bun. Roșii, Andrei și castraveți. Nu, Andrei, Ardei. Ardei. Roșii, Ardei și castraveți. Adică trei categorii.
Deci ce culege din grădină? Roșii, ardei și castraveți. Vezi ce înseamnă? Dar 38 de legume. Stop. Deci noi n-am înțeles, nu putem trece mai departe. Bine, pentru că problema nu, nu mă interesează toată. Mă interesează să înțeleg prima bucată. Deci bunica a cules 40 de legume din grădină. Adică cules câteva roșii, câteva ardei și câțiva castraveți. Da. Deci, în total. Da? Câte sunt? Câte au cules bunica? În total, da. A spus că 38. Total. Aici a cules 40. Asta e important. Important asta. Aici e partea principală a problemei, da? Deci 40 legume. Da? 40 legume. Acolo. Și acum spun, în acești 40 de legume sunt roșii. Ardei. Și castraveți. Dacă 38 de legume nu sunt ardei, iar 22 nu sunt castraveți, află câte legume sunt din fiecare fel. Dar am înțeles ceva din ea, că pot să aflu... N-am înțeles din ea. Eu pot să aflu ceva, pot să aflu roșiile. Păi să vedem încă la roșii. Eu pot. Pot să aflu roșiile. 38 minus 22. Nu. Ia, uite-te aici, hai să vedem ce spune acolo. Deci, hai să scriem și noi operația. Roșii plus ardei plus castraveți. Păi scriu roșii plus ardei plus castraveți. Așa este egal cu 40. Lași pe el. Deci lasă-l pe el, că eu cu el stau de vorba. Atenție, dacă 38... Nu. Deci să înțelegi în prima parte. La un loc, roșii, ardei și castraveți, 40. Adică 40 de sunt despărțim în 3. Da. Nu știm cât să spunem. Nu știm, dacă... Dar mai dă informații. Acum începe emoțiile. Ce 38. Mai... Nu, 40 minus 38. Citim acolo. Dacă 38 de legume nu sunt ardei. Deci nu sunt ardei 38. Atenție. 38 trebuie să-l despărțim în 2. Nu putem da în 2. Deci 38 nu sunt ardei. Citești încă o dată. Dacă 38... Dacă 38 de legume nu sunt ardei. Stop, dar ce sunt atunci dacă nu sunt ardei? Castraveți sau roșii, corect? Castraveți și roșii la un loc. Deci 38 nu sunt, dar acolo nu găsești niciun ardei. Iar 22. Stop, să scrii asta, măi. Nu mă interesează să citesc mai departe. Păi, fii atent aici că eu trebuie să... Vezi cât de tare trebuie să fac. Ce atent sunt eu să fii și tu la fel. Ce spus acolo încă o dată? Dacă 38 de legume nu sunt ardei. Nu sunt ardei. Atunci ce sunt astea? Pe aici sunt roșii și castraveți. Deci, roșii plus castraveți este egal. Asta trebuie să înțeleg, că roșii plus castraveți este egal. Cu 38. Dacă iar 22 nu sunt castraveți. Atunci ce sunt 22? Ce sunt aia? 22 sunt roșii! Roșii? Și? Ardei? Roșii și ardei? What? Păi da, că nu-s castraveți acolo! 38 minus 22! Stop, nu mă repede așa, nu-s crede! Vezi? Asta e meteahna care se păstrează de acolo. Vezi două numere, la dumne scazi acolo, vezi, dai peste problema. Nu ăsta e secretul. Ce să citim ce spune autorul. Deci încă o dată. Mai citesc iar toată problema. Nu. Aici. Ultima parte aici. Iar restul bunici. Ei, lasă. Iar restul 22 nu sunt castraveți. Deci ce sunt 22 dacă nu sunt castraveți? Dacă nu sunt castraveți, sunt roșii și plus ardei. Corect. Asta spune. Roșii plus ardei este egal cu 22. Bun. Autorul
face destul de ciudate fără problema. Da, nu prea. Pentru că alea două sunt coloane. Care se repetă? Cine se repetă? Hai să zicem, să le fi păstrat așa. Hai să le scriu încă o dată. Adică roșii se repetă. Roșii să fi scris sub roșii, nu, castraveți sub castraveți și ardei sub ardei. Poate tu ai dreptate aici când îmi propui asta. Uite, deci să spunem roșii plus, ce am zis, roșii plus castraveți. Castraveți. Da? Plus castraveți egal cu 38. Și roșii plus ardei. Roșii plus ardei egal cu 28. 28? Da, 22. O scrisă greșită. Băi, fii atent aici. Da. Fiecare, adică pe fiecare rând avem câte... Deci roșii plus castraveți sunt 38. Roșii, hai să spunem așa, relația să o vedem cu roșii domn și profesor. Plus castraveți. Deci ăștia doi... Domn profesor. Da. Văd că de 40 este diferența de 12. Și 38 este diferit cu 14. De cine? De 22. Lasă-mă că acolo, e altă poveste. Dar tu este poate asta, asta și cu asta se prelumește două relații. De ce ai zis numai 38? Ce este în plus la prima relație? Ce lipsește? Lipsește A, nu. Ardei. Și atunci, între aceste două, iată numai roșii și castraveți fac 38. Iar când se pune și ardei sunt 40. 40 minus 38 și dă 12. Cum 12? 12. Eu cred că numai 2. 2. Da? Numai 2. Îți 2 ardei. Nu 12, dacă ai fost 50. 50. Dădea 12. Așadar, deci privind cu atenție cele două relații, constatăm că aici lipsește ardeiul. Și dacă lipsește ardeiul, atunci suntem îndemnați că putem găsi ardeiul, deci putem găsi ardeiul, dacă scădem. Da? Deci ardeiul e aici, dacă scădem. Și de aceea facem din cele două relații. Spune-mi. Păi, ardei egal cu... Ardei egal. Ardei egal cu... Cu cât spunem? 40. Și 40 minus... 38. 38. Și e egal cu? A egal cu 2 ardei. 2. Deci avem 2 ardei. 2 ardei a cules bunica. Bun. Bun. 2. Dar ce-i mai cere? Numai ardei se află? De fiecare cere. Tot. Adică... Păi de altă parte, roșii și cu ardei. Roșii și cu ardei. Cât da? Fac 22. Bun. 38 minus 2. Dar de ce să te uiți aici? Iată, roșii și tot prima relație, că asta e deșteaptă. Relația de bază care stă tot timpul în față, asta este. Păi facem 38 minus 22. Dar de ce să zici 38 minus 22? Ce îți dă la diferența asta? De nu ce? Nu dă numai ce, că aici și au. Mai bine te uiți tot la prima relație. Eu așa te sfătuiesc. Compară relația asta de bază cu asta de aici. Păi diferența de 18. Bun, nu diferența, dar cine e inclus aici? Cine e inclus aici în compară? Adică cine? Castraveții. Castraveții. Și atunci ce faci repede dacă castraveții sunt în plus? Castraveții, dacă castraveții sunt în plus... Atunci prin 40 scăzi pe 22. Da, și ne dă... Deci au 18. Castraveții, castraveții egal cu, deci castraveții nu egal cu 18. Nu mai scriem, egal cu 40 minus 22, 40 minus 22 și egal cu? Egal cu 2, 18. 18. Deci, iată că avem
18 castravete, castraveți egal cu 18. Ardei egal cu 2. Ardei egal cu 2. Ei, acum trebuie să găsim și roșiile. Cum? Unde te duci ca să găsești roșiile? Păi 18 cu 2, 20. 20 de roșii. Din 40 scazi pe 20. Deci, practic... Dă-ți seama. Dă-ți seama, pentru că 20 plus 20 va da 40. Da? 20 plus 20 egal cu? 40. Dacă 20 plus cât de 40? Plus 20. Te-ai fi putut duce și aici. Roșii plus castraveți. Cum castraveți? Da, va da să linge și eu. Da? Cum castraveți știi că sunt 18. Atunci roșii înseamnă 38 minus ce? Minus ce? Castraveți. Deci roșii... Dar puteam să facem așa mai rapid. Adică mai rapid. 18 plus 2 egal cu 20. Adică și erau 20. Și 4, 20 erau castraveți și ardei împreună. Corect. Da? Deci castraveți și ardei. Castraveți plus ardei. Este egal cu 2 plus 18 și egal cu 20. Da? Plus? Plus ardei. Castraveți plus ardei. Ne-am învățat că ăla-i O. Aici. Adică asta. Liniuța dinăuntru. Asta? Aici, dinăuntru. Așa. Deci 20. Și acum, ca să rămână roșiile, roșii este egal cu 40 minus 20. Și egal cu 40 minus 20 egal cu 20. Iată, am găsit și roșiile. Tot așa de bine puteai scrie din 38. Din 38, roșiile egal din 38, scădem castraveții. 38 minus castraveți. Adică 38 minus 12. Și făceam... Cum 38 minus castraveții care sunt 12. Ce-a scris? Acum... Regal 38 minus castraveți. Dar ai și tu culege? Așa. Ar fi trebuit să ne dai aici tot pe 20, mă. De ce nu ne dăm la 1? Ce să e o greșeală? Roșii plus ardei fac 22 metri. Unde e greșeala, mă? Deci 38. Bă, nu este greșeală. Păi castraveții câte am scris? 18. 18. Așa, mă, minus 8. Păi și v-am scris acolo 2. V-ați complicat mai mult singur. Deci nu, eu sunt greșit. Nu, ați scris greșit aici, domnul Vosu. Castraveți. De ce? Nu, v-ați complicat. V-ați complicat singur. Trebuie să fii atent. Dar tu trebuie să vă scoți din întorcătura asta. Egal cu 20, iată și așa, sau roșiile putea fi aici, copite. Roșii egal cu 22 minus ardei, deci egal cu 22 minus 2 și tot 20 ne dădea. Deci nu avea importanță. Nu are importanță ca. Uite, să le punem, propunem prietenilor. Da. Da, am înțeles. Să facem astfel de probleme. Deci, din clipa asta, vom face probleme în genul ăsta. Da. Îl punem, citește problema, defalcăm, gândim, ca să învățăm să ducem problema de la un capăt la celălalt. La revedere, dragi! La revedere, să ne vedem de la CSB, una la Profi Online. La revedere! Să dați și like, share!